Președintele țării Igor Dodon a anunțat ieri că cel puțin 10.000 de angajați din instituțiile medicale vor fi testați pentru COVID-19. Șeful statului a mai menționat că până pe 10-15 aprilie ar putea fi 2.000 de persoane infectate, număr pentru care spitalele sunt pregătite, deoarece instituțiile medicale au capacități pentru acest număr de pacienți. În acest context, ministrul Viorica Dumbrăveanu a specificat că a fost semnat un contract cu privire la achiziționarea echipamentelor de protecție individuală sporită pentru spitalele strategice. În cadrul ședinței Comisiei Situații Excepționale din data de 26 martie au fost luate mai multe măsuri pentru a administra criza epidemiologică și a atenua efectele ei. Astfel, zilele de 30 martie, 2 aprilie se declară zile de odihnă pentru toate unitățile din sectorul bugetar, cu excepția instituțiilor medico-sanitare și din domeniul securității naționale. Interzicerea aflării în locuri publice în grupuri mai mari de 3 persoane, cu excepția grupurilor constituite de membrii familiei. Iar de astăzi, 27 martie, cetățenii care se vor afla în afara domiciliului vor fi obligați să poarte asupra lor un act de identitate și la solicitarea organelor de drept să le legitimeze. Decizia a fost luată de Comisia pentru Situații Excepționale.